verde. Sălcioară, la ploiești ploamă, cioară, la casa cu trei stioară, zaci un voinic cel de o boală mai băi. La casă cu trei stioare, of, of, zaci un voinic cel de o boală mai băi. Nu știu za ce orice face, căci gurița nu-i mai tace. Zaci voinice ori te scoală, ori mai dă-mi și mie boală, măi băi. Zaci voinice, ori te scoală, of, of, ori mai dă-mi și mie boală, măi băi. Că mie s-a urât, of, pernioara tot mutându-i, când la umbră, când la soare, of, of, ce să mă fac, frățioare, of, of, când la umbră, când la soare, băi, băi. Bine v-am găsit, dragi telespectatori, iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Oamenii, locuri, fapte și tradiții. De această dată în satul Breb, în comuna Ocna-Șugatag, am alături de mine pe domnul primar Mihai Vasiuc. Bine v-am găsit, domnul primar, la dumneavoastră acasă. Bine a venit televiziunea Siget. Bine ați venit voi cei dragi de la televiziune și mă bucur că și la bine și la rău sunteți alături de noi. Astăzi o să avem parte de o ediție cu totul și cu totul specială, pentru că vom participa la o acțiune interesantă, altfel decât cele cu care i-am obișnuit pe telespectatorii noștri. Spuneți-ne despre ce este vorba. Duminica trecută am încheiat șirul de întâlniri cu cetățenii. Am avut și în satul Șugatag și în centrul localității Ocna-Șugatag, am avut în Breb și sigur că oamenii sunt și mulțumiți și nemulțumiți. Am ascultat tot ce au spus ei, majoritatea problemelor negative a cetățenilor din satul Breb se referă la ulițele satului și așa este, pe bună dreptate. Ați putut vedea și dumneavoastră, sau veți putea vedea și dumneavoastră după ce veți ajunge în Breb, cărările sunt catastrofale. Eu, ca și administrație sau Consiliul Local împreună cu mine, s-au angajat la două ieșiri din sat, dar sunt 22 de ieșiri din satul Breb. Ei, noi ne-am apucat, sigur, costurile la o ieșire se cheamă zona Pagheșului, ne costă între 500 și 600 de milioane vechi, ceea ce este o enormitate pentru o comunitate, ținând cont de faptul că am patru localități. Ei, eu m-am apucat și atunci le-am arătat cetățenii, uite, și administrația locală se îngrijește de voi, dar vreau să văd inițiativa voastră. Spre bucuria mea, cetățenii au promis că se vor mobiliza și vor ieși cu tractoarele lor. Am impresia că este satul cu cele mai multe tractoare din zona mea, au peste 100 de tractoare, și să vedem
în zilele următoare, dacă se mobilizează, dacă vor ieși sau nu. Sunt mobilizați, bineînțeles, și de o persoană care este sufletul acțiunii de astăzi, nu? Da, în total am 3 consilieri din satul Breb, dar unul parcă iese în evidență mai mult decât toți și este un consilier mai dur, este un consilier mai vechi și se pare că, da, lumea ascultă ceea ce spune el. Vom vedea finalul. Sperăm și că telespectatorii noștri în prima parte a emisiunii de astăzi să vină cu noi și să vadă ce se întâmplă aici în satul Breb. Să pătimesc, că n-am știut să iubesc mai mai. Păi lasă-mă să pătimesc, că n-am știut să iubesc mai mai. C-am iubit un pui pe lume, dar am știut cum să-l ține mai mai. Dar acum de l-aș avea, m-am brațe la ținea mai mai. Păi cine zice puiul vine, are un galbin de la mine, măi, măi. Cine zice puiul vine, are un galbin de la mine, măi, măi. Cine zice că a venit, îi dau salba de la cât, măi, măi. Să-l văd bine că a venit. Avem alături de mine pe unul dintre consilierii locali ai comunei Ogna Sugatag din satul Breb, pe domnul Dunca Vasile. Sunteți brebean de loc, nu? Da, de loc de naștere e din satul Breb. În vedere că s-a organizat astăzi o activitate extraordinar de interesantă și sunteți sufletul acestei activități, aș vrea să-mi spuneți câteva vorbe. Cum s-a ajuns să se adune atât de multă lume, astfel încât să se repare până la urmă drumurile? Deci, datorită că cărările au fost foarte proaste, n-am mai putut circula cu tractoarele, cu căruțele de dus în câmp, de adus necesitățile care au nevoie fiecare localnic, am hotărât că să ieșim câțiva care din partea asta satul care au locul pe aici, am hotărât să venim să facem creștațe, cum era e mult, ca să reparăm, să putem circula cât mai bine, totul pentru noi, să fie drumurile cât mai bune. Deci sunt mirat că au acționat și sunt prezenți 90% din cei care i-am anunțat și pe care i-am convocat să fie, 90% sunt prezenți. Avem 15 tractoare, 35 de oameni din 43 pe care i-am anunțat. Fiindcă am anunțat numai oameni care au locuri în această parte. Deci azi e activitate în această parte. În altă zi vom face activități în alte părți, încât să acopere toată suprafața satului. Fiindcă noi avem 22 de ieșiri din satul Breb, unde ar trebui toate pietruite. Deci, să se pietruiască după ce se rezolvă problema asta. Deci acum pietruim în mare și va urma anul ăsta sau poate anul viitor. Totul a fost și inițiativa domnului primar, care a spus că să mobilizăm oamenii. Am avut o adunare populară aici în satul Breb și el în adunare populară a spus că ar trebui și oamenii să facă aceste gesturi, fiindcă primăria, avem un drum unde ne face primăria, ne pietrește, dar fiind atâtea ieșiri, am zis, hai să ne mobilizăm și noi oamenii să facem ceva, nu numai primăria. Să demonstrăm că și noi suntem niși și noi punem umărul la... Aruncând o privire printre grupurile de oameni, am văzut că sunt de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici. Am văzut și copii care lucrează, am văzut și tineri care lucrează și am văzut și câțiva bătrâni de 70 și ceva de ani care lucrează. Cum vă explicați că s-au adunat cu toții și muncesc împreună fără niciun fel de probleme? Deci cei care sunt mai bătrâni nu au acasă tineret și sunt plecați în diferite locuri. Iar ăștia care sunt mai tineri
deci circulă ei pe drumuri, sunt mobilizate, deci e o necesitate și pentru ei drumul să fie bun, să meargă cu tractoarele, uitați, să meargă bine, deci asta e. Zic, vă dorim spor la treabă pe parcursul zilei de astăzi. Deci vă mulțumim și că ați venit să vedeți la satul Brev. Pusei masa și mâncai și pe mândra-n ochi mai. Stai mândră și hodinește, ia cu neica și prânzește. N-am venit să hodinesc, nici cu tine să prânzesc. Stai mândră și hodinește, ia cu neica și prânzește. Am venit să-ți povestesc că eu nu te mai iubesc. Cum merge treaba aici, la lucru? Foarte greu și rău. Totuși am văzut că v-ați adunat și v-ați mobilizat, nu? Trebuie, ce să facem, că nu mai putem circula mâine la altă. Mâine, poi mâine suntem gata, nu mai putem să ieșim din sat. Este una dintre cele mai rele cărări din localitate? Sunt și mai rele. Asta încă e pentru cele bune. Înțeleg că veți lucra și la celelalte. Păi lucrăm care avem terenul. De exemplu, eu în partea cealaltă n-am terenuri. Am lucrat aici, că aici circul, aici îmblu. Ați adunat și tineret aici cu dumneavoastră. Mai este și tineret, și bătrâni, și vârstni, și de toate vârstele. Cum vedeți inițiativa domnului primar și a domnului consilier de a vă aduna și a rezolva problema tuturor până la urmă? Ești cam fac datoria, numai că oamenii n-au bunul simț și unii nu au venit. Promit și nu vin. Chiar o zi, într-un an sau așa, ar putea 2-3 ore sau 5 ore sau o zi, așa e lumea. E greu, cel mai greu a lucrat cu lumea, mai repede cu animalele. Vă dorim spor la treabă. Mai bine, multă sănătate. Păi supărarea și oftatul, astea două mi-au pus capul. Păi supărarea și oftatul, astea două mi-au pus capul. Că de supărare grea mult îmi plânge inima, inimioara mea. Că de supărare grea mult îmi plânge inima, inimioara mea. Inimioară, stai pe loc, că spun la cât la mijloc. Și inimioară, stai pe loc, că spun la cât la mijloc. Și la căte să-i pui o mie, inima face ce știe, inimioara mea. La căte să-i pui o mie, inima face ce știe, inimioara mea. Și câte lacrimi mi-am vărsat, aș face o fântână sat. Păi câte lacrimi mi-am vărsat, aș face o fântână sat. Fântână cu cinci
decizoare, să bea lumea trecătoare, inimioara mea, să bea să se răcorească, setea să șopotolească, inimioara mea. Și foaie verde, flori mărunte, aș dormi vă 5 minute. Și foaie verde, flori mărunte, aș dormi vă 5 minute. Dar nu pot de gânduri multe, dar nu pot de gânduri multe, inimioara mea. Câte zile sunt un an, eu atâtea gânduri am, inimioara mea. Trei în lume nu se poate să scape de la moarte. Sunt tinerească, nu poate să le iubească pe toate. Dacă nu vă supărați. Din 32 născut. 80 și... și. Așa. Și cum v-ați hotărât să veniți să dați o mână de ajutor la vârsta dumneavoastră? Eu? Știi că are situația. Vine și băiatul, că și noi avem tractor, dar nu putu să vie că acoperim un leab acum, știi? Și avem un om în isa și n-am știut până am dimineața. Altcumva de știam, vine și el cu tractorul băiatul. Și eu câte prestații am făcut, nu a făcut nimeni breu. În ultimii ani astfel de acțiune? Ultimii ani? Da, când a făcut? Și biserica nouă, de nu eram eu, nu se face. Dar v-ați adunat să reparați cărările? Dacă nu
ne-am adunat, dar unul mere și 10 nu. Și atunci se descurajează și cel ce ar face și cel ce nu face. Nu-i mobilizare, nu-i... E așa, suntem ca și o vorbă slabă, ca la nebuni. Doi încarcă, trei descarcă. Există o persoană care să vă adune și să vă mobilizeze. E sigur. Din tinerețele mele. Și geaba-i lună, geaba-i stea, dacă nu-i mândruța mea, care m-am iubit cu ea, din copilăria mea, măi, care m-am iubit cu ea, din copilăria mea, măi. Și geaba-i lună și senin, și merg singur el pe drum. Mai bine lună și ceață, să fiu cu mândruța-n brață. Mai bine lună și ceață, să fiu cu mândruța-n brață. Și răsai lună, duce-te-ai, lumină să nu mai ai. Prin sara la mândra, măi, că tu cu lumina ta. Cum merge treaba aici în partea dumneavoastră? Foarte, foarte grav, foarte rău, că sunt prea multe tractoare, căruțe mai puține și vin cu greutate. Și aici unde e rău și foarte rău, se bagă, barăm câte piatră, se vede aici. Vine cu greutate, zboră. Lucri acum, peste un an, iară, peste o primăvară, iară. Atunci vine aici când îngheață și iarnă, altfel nu. Acum în sus e dezastru, nu-i cărare, nu mere pe cărare, mere până taomului, până ierburi. Pe unde întâlne? Numai până ierburi și până ierburi. Mere fașan, se dă din tractor, taie și trece. Eu te pot munci și te pot lucra. Uite și aici, astăzi ne-am adunat toți, ne-am unit toți cu toții, cu primăria, cu toți aici, cu... Și uite, și pe fața locului, se vede că vrem să muncim și să facem. Să înaintăm, să nu râdă europeana de noi. Să fim înainte, cu tăi că suntem țărani proși, cum suntem de la coada vacii. Suntem deștepți, da? În situațiile noastre, cu mii. Și mai bine, și mai rău, și... care trebuie bine, care trebuie mai așa. Nu-i musai numai la poartă să tomne, dar nici la poartă nu-și tomne omul. Și la poartă se îmburdă mașina. Trebuie să zie primăria, că tomnea primăria, adică primăria să zie în fața porții să-mi tomnea și să-mi se îmburde căruța cu fân în fața porții. Nici aici nu vin, nici aici nu s-a prezentat. Încă nu s-a prezentat toți cât au loc aici. Râde tine, trec cu tractorul, nimă briciu, lucra aici, n-are ce lucra acasă, e da. Un metru, o jumătate de metru, dacă face câte un om, odată suntem mai înaintat. Așa trece, să mă văd eu trecut, apoi trece cum mă trec. Așa e lumea asta, toate, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu.
trebuie să vă facă ceea ce vă spune. Nu! Vie primăria și domnea la mine la portă. Dar. Și aici aningă ne băznim și azi zic, cât să zic, că nu zic tot. Șase sunt în administrație, din 2000, din 99 primarul vostru, dar eu n-am văzut să facă... Dar și domnul consilier Ido. El a făcut-o. El, datorită lui. Măi, am uit o grămadă. Eu așa, eu de asta am spus, voi trebuie să vă gândiți foarte, foarte bine atunci când îi alegeți. Înțeleg ceea ce poate administrația să facă, face, putem demonstra pe pagii drumul ăla și vom face și ăsta, dar așa este. Așa este. Măi, satul e foarte mare, foarte multe ieșiri.